Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun să descoperim cât de simplu și de interesant este să deschizi și să închizi un cont bancar. Ei bine, știm cu toții că avem nevoie de un cont bancar de-a lungul vieții noastre. De ce? Pentru depuneri de bani și respectiv retrageri de enumerar. Putem efectua, bineînțeles, și diverse plăți și încasări. Să nu uităm, de asemenea, că are și alte utilizări. În acest cont curent, voi puteți încasa alocația, bursa școlară, iar pe viitor salariul și pensia. Din contul curent se pot plăti facturile lunare. Face parte din viața noastră. Documentele necesare deschiderii unui cont bancar sunt o cerere, un formular de identificare și de actualizare date și respectiv documentul de identitate. Cum se închide un cont bancar? E simplu. Trebuie să te prezinți într-un punct de lucru al băncii cu care colaborezi. Să notifici banca înscris despre intenția ta de a închide contul și, bineînțeles, o cerere în acest sens. La revedere!